găsit! În urmă cu mulți ani, presupusa relație dintre Benone Sinulescu și Nadia Comăneci ținea prima pagină a ziarelor. Interpretul de muzică populară a explicat de ce s-a spus pe vremuri că ar fi trăit o poveste de dragoste cu marea gimnastă. Benone Sinulescu spune că așa zisa poveste a fost o simplă invenție, citez. Iată de la ce a pornit totul. Nadia era într-un cantonament la București, urma să plece a doua zi în America. Ea nu cunoștea pe nimeni în București decât pe mine și pe Irina Login. În acea seară, înainte să plece peste ocean, Nadia a venit la mine acasă. A fugit din cantonamentul de la 23 august. A căutat-o pe Irina Login și nu a dat de ea, apoi m-a căutat pe mine. Toată lumea era în alertă. Dispăruse Nadia Comăneci. A venit poliția și Nadia a fost lămurită să plece în America, acolo unde urma să fie primită cu onoruri. Am convins-o să plece, însă de atunci s-au uscat acele zvonuri că aș fi avut ceva cu Nadia. Da, într-adevăr, această știre era foarte controversată și comentată la acea vreme și la posturile de radio și nu numai. Mai spune domnul Sinulescu așa, apare Nadia, m-am trezit cu ea la ușă, mi-a spus că este dor de mama ei și că ar vrea să meargă la Onești. De fapt, venise să-mi ceară bani de tren ca să meargă acolo. Ea nu știa că fiind erou al muncii socialiste, putea circula gratis cu trenul. La mine acasă mai erau mama mea, șeful ansamblului Ciocărlia de pe atunci și o familie din Iugoslavia. Ea mi-a explicat că este ocazie unică pentru ea să meargă în Statele Unite, să ne reprezinte țara. Și de acum de acolo... Cred că este singurul român care a refuzat să plece în America. A fugit de America, efectiv.